și jos. Bineînțeles că toată lumea joacă, cântă și dansează, dar trebuia să aducem aminte și de casa părintească, de frați, de surori și de acele lucruri esențiale, dragostea față de locurile unde am plecat. Nu știu dacă știți, eu sunt de la Cernăuți, din nordul Bucovinei, dar de mulți ani stau în România și câteodată mi se face foarte, foarte mult dor de casă și atunci urc în prima mașină și am plecat. Acum, asta e.